singură în ziua la toată lumea. Cu ajutorul Domnului, acum o să pregătesc un orez mai deosebit. Eu pregătesc orezul în multe feluri și ne place în toate felurile în care îl gătesc. Așa că acum o să pregătesc orezul cu ananas. Am pregătit aici un ananas proaspăt, 5 linguri de zahăr, o ceapă, morcov, 2-3 morcovi, depinde cât este de mari, un ardei gras. Așa că acum o să pun ananasul în tigaie. Așa că am pus ananasul în tigaie, unde adaug și zahărul. Și las să se facă un sirop. Să fiarbă până se face un sirop cu ananas. Aici am pregătit niște pulpe dezosate, le-am tăiat mărunt. Astea sunt de cumpărat. Zic că la cinerii mei îi place carne de curte, așa că le cumpărăm organică de la magazin. Asta e de la magazin și o să o pregătesc cu orezul. Asta este carne de la mine, pasăre crescută în curte. Ce diferență, ia! Diferență, uitați aici. Aici am pregătit o tratiță separat cu ulei în care pun carnea de pui de la magazin. Să se frige. O să pun sare și piper. Așa, aici sare, potrivit de pe gust. Mai gustăm în grădină. Aici piper. Și lăsăm să se frigă bine carnea. Uite ce frumos să facem în mâncare. Așa. Mai vreau să iau sirop. E super delicios. Ananasul este gata. Eu am pus un pic de apă ca să nu se frigă numai cu uleiul. E mult mai sănătos și pentru cei care au probleme cu feria, cu ficatul, durerează mai bine. Așa că e bine să avem grijă mai dinainte când gătim. E bine de sănătate. E bine să fie se face foarte bine morcovul, că rămâne ceva vitamine, așa că acum o să primim ananas cu sirop cu tot. Delicios! Împert orezul separat, eu pun o măsură de orez, una de apă, adică o cană de orez, una de apă. Fiecare face cum vrea. Dacă vă place orezul mai, eu știu, să nu fie așa uscat sau vă place mai mare, puteți pune o cană jumate de apă la o cană de orez. Așa că o să pun orez în legume, în tradiția cu legume. Am pus orezul, o să pun sare după gust și un pic de piper. O să amestec. Orezul este gata cu ananas, așa arată. Gustul super bun. Așa că vă încurajez să încercați și voi. Acum o să gătesc cărnița asta faină de casă din fierte curcan. Vreau să o pregătesc pane. Așa că aici e carnea. Aici am ouăle. În făină am pus puțină boia de ardei, un pic de piper, așa,
un pic de sare, nu mult, că am pus și de șnițele. Am aici bicarbonat de sodiu, fără aluminiu. Și o să pun o linguriță de bicarbonat în făină. Așa că aici ai bicarbonatul. Și amestecăm toate astea la un loc. Aici am pregătit o cratiță unde să pun uleiul. Așa, un pic mai mult ulei. Așa că cadouă. Pregătesc șnițelele pentru prăjit. Așa. Mutăm prin făina asta preparată cu condimente și cu bicarbonat. Așa. Primul. Se poate pune și pesmet, dar eu nu am pesmet acum, așa că o să pregătesc așa numai. Mi place și așa tare mult. Fiecare în parte. Așa, uleiul s-a înfierbântat, așa că punem șnițele. Așa arată cinețelele și aici așa arată. E gata. Poftă bună, la revedere, pe curând.